În august 2009 au fost lansate doar 3 jocuri. Ultima parte din seria episodică Monkey Island, noul Wolfenstein pe care nu l-a jucat nimeni sau nimeni nu vrea să-l fi jucat, și un joculeț numit Section 8. Acesta era un FPS, unul care aș putea să spun că era destul de bun la partea de multiplayer, dar din păcate nu a fost băgat în seamă prea mult din câteva motive. Primul ar fi că a fost produs de un studio cunoscut până atunci doar pentru jocuri de strategie, Timegate Studios. Al doilea ar fi că era încă un joc despre Space Marines, a cărui campanie de single player era un tutorial. Totuși, Section 8 avea câteva idei bune, unele împrumutate de la Tribes precum jetpack-uri, dar și idei oarecum originale, cum ar fi modul în care se intra în luptă. Nu făceai spawn în baza ta la începutul unei runde sau la vreun punct de spawn atunci când vroiai. Veneai din aer, dar nu cu o parașută, pur și simplu plongeai prin atmosferă până la sol, iar la impact, dacă picai pe cineva, era mort, făcut piftie. De asemenea, dacă uitai să pui frână în aer, erai piftie. Section 8 avea totuși câteva neajunsuri, în mare parte nu prea avea chiar atât de mult conținut pentru prețul pe care îl plăteai. Mă refer desigur la chestii precum vehicule, armament, clădiri care puteau fi plasate în timpul luptei și așa mai departe. Era loc pentru mai multă varietate. Așa că pentru a remedia această problemă, anul viitor, Timegate Studios va lansa o continuare, Section 8 Prejudice. Nu un expansion, nu un add-on, ci un joc de sine stătător, ce din fericire nu va costa la fel de mult ca Section 8. Prejudice având un preț de 14 sau 15 euro în funcție de care e conversia corectă. Și pentru că Section 8 avea o campanie de single player aproape inexistentă, nu prea veți avea motiv să vreți să jucați Section 8 când va apărea Prejudice, deoarece în esență este același joc, dar mai bun, cu mai multe chestii în el. Chestii precum un mod de joc nou numit Swarm. În cadrul acestuia, 4 jucători vor trebui să colaboreze pentru a ține piept unui val infinit de inamici. Cel puțin cred că este infinit. Obiectivul va fi cel de a păstra controlul asupra unui terminal de pe hartă. Jucătorii vor începe în apropierea acestui terminal, având posibilitatea de a-și crea o mică apărare pentru început. Când sunt pregătiți, pot activa terminalul, lucru ce va declanșa invazia de boți. Aceștia vor veni în valuri din ce în ce mai puternice, aducând de fiecare dată un AI mai bun, armament superior, rezistență mai mare, soldați speciali cum ar fi capitan sau comandanți, și chiar vehicule. La fel ca la un match normal de Section 8, pe măsură ce inamicii sunt omorâți, jucătorii vor căpăta banii. Banii pot fi apoi folosiți pentru a construi diverse clădiri, de fapt pentru a le chema din orbită, sau pentru a rechiziționa câteva vehicule proprii. Deocamdată, singurul vehicul nou care pare să fi fost introdus în joc este un hoverbike, o motocicletă zburătoare, agilă și echipată cu mitraliere destul de utile, plus un lansator de rachete. Are desigur și un jetpack integrat ce îi permite să zboare pentru foarte puțin timp și să pice pe alți jucători făcându-i piftie. A mai fost menționat și un camion de convoi, dar nu l-am văzut până acum în joc. Mașinările de război care erau deja în Section 8 par să fi căpătat și ele câteva îmbunătățiri. Spre exemplu, camera ce este atașată acum de tank nu mai este total contraproductivă, iar mech-ul a căpătat câteva mitraliere foarte puternice și fatalități, ce îi permit să omoare cu mai mult stil jucători sau alte mech-uri. Fatalitățile sunt disponibile și pentru pietoni atunci când vor folosi cuțitul pentru a omor pe cineva. Până acum nu am văzut decât o singură animație de fatalitate pentru cuțit, dar s-ar putea să fie mai multe. Am însă grijă că durata lor este puțin cam mare, lucru ce poate să ducă la incidente precum cele de la noul Alien vs Predator, la care toată lumea aștepta la coadă pentru a se putea omori între ei. Vestea bună este că nu va trebui să folosiți fatalități prea des. Armamentul șocului a căpătat un mic upgrade. Vor exista mai bine de 50 de combinații de echipament posibile cu care poate intra un jucător în luptă. Printre acestea se numără versiuni îmbunătățite a puștii cu lunetă ce acum chiar este utilă la ceva, și muniție alternativă pentru toate armele. Mai exact, puteți da de gloanțe electromagnetice ce vor toca scutul mult mai rapid, dar nu vor avea un efect la fel de mare asupra armurii. Dar puteți combina asta cu mortiere de napalm ce vor topi o armură neprotejată de scut. Muniție și armamentul nou nu vor fi disponibile instantaneu, ci vor trebui deblocate. Mai exact, personajele vor putea căpăta experiență, lucru ce le va permite să progreseze cam 100 de ranguri, fiecare rang aducând câte ceva nou. Și nu vor fi doar arme deblocabile, ci și ornamente pentru armură.
lucruri precum umeri masiv decorați, ce le vor permite jucătorilor să se laude. Mai sunt și câteva upgrade-uri pentru armură, dar nu am înțeles exact cât de diferite vor fi față de cele care sunt standard în Section 8. Veți putea intra oricum în luptă cu un personaj echilibrat pentru ce stil de joc doriți, cu orice armament vreți și de data aceasta, când picați prin atmosferă, în flăcări, veți vedea lumea din third person pentru a putea avea o perspectivă mai bună a locului unde veți ateriza, după care jocul va reveni la first person. La fel ca predecesorul său, jocul va avea suport pentru multiplayer de 32 de jucători, cu toate modurile care erau disponibile și în Section 8, ce se vor desfășura pe hărți la fel de mari sau chiar mai mari. Subliniez faptul că Prejudice nu va fi o versiune ușoară a lui Section 8, una cu mai puțin conținut sau cu elemente lipsă. Va fi un joc întreg cu mai mult conținut decât cel original. Va avea și o campanie de single player de 5 ore, pentru care la Modern Warfare 2 trebuia să plătiți 60 de euro, numai că va costa foarte puțin, în mare parte pentru ca TimeGate să se asigure că jocul lor va avea o piață de desfacere, lucru ce pare mult mai probabil la un preț mai mic de 20 de euro. Va avea însă un defect major. Prejudice va folosi Games for Windows Live în continuare, deși va fi distribuit și prin Steam, așa că s-ar putea să fie o integrare și cu Steamworks într-un fel. Nu o să iasă bine, dar cel puțin vor fi servere dedicate. Section 8 Prejudice va fi lansat la începutul anului viitor. O dată mai exactă nu a fost anunțată, dar dacă vreți să-l jucați încă de pe acum, vă puteți încerca norocul și să vă înscrieți la beta testul ce este acum în desfășurare. Și în încheiere, până anul viitor, sărbători fericite!